Salutare, prieteni! În viață se întâmplă diferite situații, dar niciodată nu poți abandona pe cineva pe care l-ai crescut și îmbălânzit. În America, în orașul Kansas City, în luna martie, a avut loc un incident care a șocat nu doar locuitorii orașului, ci întreaga lume. Proprietarul unui câine Chihuahua și-a dus animalul de companie la un adăpost de câini, aceasta fiind gravidă și a spus că nu intenționează să se ocupe de căței. Nu știa ce să facă și dacă va putea avea grijă de ei, așa că cea mai bună decizie pentru el a fost să dea câinele la adăpost. Unul dintre angajații adăpostului a văzut câinele și a fost ușor șocată, iar primul lucru pe care l-a spus a fost Lola. Așa și a rămas numele ei. Dar de ce angajatul a fost atât de surprins când a văzut câinele? Pentru că Lola era însărcinată și arăta ca o minge cu cap mic și picioare subțiri. Nu numai că nu se putea mișca normal, dar nu putea face deloc mișcare. După ceva timp, personalul adăpostului și-a dat seama că acest lucru se datorează numărului de căței din stomacul ei. Erau siguri că Lola va naște în jur de 8 căței. Deși în medie, femelele Chihuahua dau naștere la 5 căței sau chiar mai puțin în același timp, în cartea recordurilor Guinness a existat un Chihuahua care a dat naștere la 10 căței. 5 zile mai târziu, când Lola a simțit siguranța calmului și a sprijinului în adăpost, a început să nască. Un fapt interesant este că Lola a început să nască de ziua națională a speciei ei. Lola a născut deja 8 căței, dar stomacul ei era încă rotund. Voluntarii au fost surprinși. Iese al 9-lea, al 10-lea. Bine, slavă Domnului, au gândit lucrătorii adăpostului. A doua zi dimineața, Josie Brown a adoptat un câine și a decis să verifice sexul cățeilor și a început să-i numere. I-a numărat de câteva ori și și-a dat seama de un adevăr uimitor. Lola a mai născut încă un cățel. În total, frumoasa mamă a născut 11 căței. Această veste a uimit tot personalul, așa că voluntarii adăpostului au aplicat imediat pentru cartea recordurilor Guinness, deoarece a fost stabilit un nou record. În câteva săptămâni, cererea a fost luată în considerare și ulterior aprobată. Lola a devenit noul proprietar al recordului mondial. După naștere, medicul veterinar a examinat toți căței și a declarat că toți sunt absolut sănătoși și puternici. Copiii au stat lângă mamă până la 2 luni, după care au fost împărțiți altor familii. Au fost o mulțime de oameni care și-au dorit să obțină un gemotoc de cățel. După ce au fost împărțiți toți, a rămas și rândul mamei. Lola a fost luată de Josie, care o iubea din tot sufletul. Sunt sigură că totul va funcționa bine în acest cuplu și se vor iubi reciproc. Dacă îți iubești animalul de companie, acesta îți va trimite dragoste înzecit. Te vor amuza mereu, te vor surprinde și vor fi mereu acolo când este necesar. Atât, prieteni, sper că v-a plăcut această poveste. Te rog, pune un like și abonează-te la canal, dacă încă nu ai făcut-o până acum. Pe data viitoare,